Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Neconvenționale. Astăzi vorbim despre grație, despre eleganță, despre antrenament și pasiune. Vorbim despre balet ca formă de artă sau trend sau lucru pe care și-l doresc părinții sau copiii. Vorbim cu Alina Onofrei, balerină și pedagog și un om minunat plin de energie frumoasă. Bună, Alina! Bună, Mirela! Așa o să vorbim la pertu. Ești balerină, dar te ocupi și de copii. Ești pedagog și înveți și pe ei ce înseamnă baletul. Da. Ce înseamnă baletul? Pentru mine sau pentru copii? Pentru mine totul. Adică e un stil de viață pe care mi l-am ales de mică și n-aș putea să stau fără. Și încerc să-i fac și pe copii să le placă. E foarte important să le placă. Copiilor, nu doar părinților. Ți se pare un trend acum? Din totdeauna a fost un trend baletul. Ce-i drept? Acum, fiind mai multe școli deschise, e mai mare accesibilitatea. Dar și pe timpul meu, când eram mică, erau, dar doar la Palatul Copiilor sau la Școala Populară de Artă erau. Erau mai puține centre. Și atunci era mai greu de ajuns, adică erau cerințele mai mari. Acum fiind mai multe, mai ușor. Știm că nu este obligatoriu să fii un bun profesionist și un bun pedagog. Tu le faci bine pe amândouă. Eu copiii te iubesc foarte mult, dar îți faci și meseria foarte bine. Ți se pare cum îmbine aceste două lucruri? Trebuie să-ți placă. Și atunci nu văd o problemă nici în una, nici în alta. Dacă îți place mult ție ca persoană, atunci poți să le transmiți și lor plăcerea. Sau să încerci. Acum, nu toți sunt pe aceeași lungime de unde. Dar le prinde bine. Adică pentru o disciplină și cei care nu vor face o carieră sau nu le place de ajuns de mult, le prinde bine. O disciplină, un corp frumos și până la urmă o socializare plăcută între copii, că și despre asta vorbim. Cât la sută este, eu știu, pasiune și cât la sută este muncă? Pentru că în spatele unor mișcări care par la prima vedere foarte ușoare și grațioase, elegante și care pot fi teoretic la prima vedere făcute de oricine, nu prea e chiar așa. Muncă trebuie 100%. Adică, pasiune poți să ai, dar dacă nu muncești, adică sunt niște date și niște calități native pe care, un dansator ca și un gimnast trebuie să le aibă. Dar dacă nu muncește, se cam pierd. O mobilitate din naștere, cum zicem noi, adică un copil mai flexibil, se pierde dacă nu muncește. Și la fel de bine poți să ai surprinderea un copil care nu are atâtea calități, dar pur și simplu își dorește și muncește, de multe ori depășește pe cel nativ. Este foarte amuzant pentru că majoritatea copiilor, atunci când ajung la niște cursuri de balet, își imaginează că vor deveni balerine nu după prima, dar după a doua ședință, sigur. Cum se întâmplă de fapt? Acum, eu nu știu dacă neapărat copilul, că copilul visează până la o vârstă mai mare. Adică vorbim de copii mici de 4-5 ani, ei văd desene cu balerina, cu așa și tot visează până la vreo 7-8 ani, tot visează. Mai mult părinții, să zicem, că întreabă așa după prima ședință. Merge, nu merge? Dar copii mici, adică de 3-4 ani, nu se pune problema să merge. Adică trebuie să fie atent, în primul rând să se disciplineze un pic. Contează foarte mult dacă au luat contact cu grădinița sau nu. Mediul de socializare și ușor, ușor. Adică nu poți să pui un copil de 4 ani să facă nu știu ce scheme de balet, că nu-l ajută, adică nici fizic, nici și, cum să spun, și răbdarea lor, mai mult de jumătate de oră, păi cam pierzi după jumătate de oră, așa mici. Și atunci, nu poți să le ceri prea multe. Eventual să imite bine la 3-4 ani, dar să fie el conștient, nu prea. Și se pare că acum este un lucru pe care părinții și-l doresc mai mult decât copiii? O activitate care intră mai mult în dorințele părinților decât ale copiilor? Nu știu ce să zic exact. Adică, evident, părinții aduc, dar de multe ori să știi copiii aleg. Acum depinde. Dacă îi aduc și fac
balet, adică o oră de balet, nu ne jucăm doar că suntem fiecare drăguși și simpatici, se cam cern, pentru că munca e grea pentru toată lumea. Și atunci și la copii. De exemplu, dacă tu încerci să îi impui o disciplină și el nu o acceptă, nu o vrea, se plictisește repede și rămân copii cărora le place, ca să zic așa. Și spune-ne tu, ție, de când ți-a plăcut baletul și cum a fost povestea ta? Că tu, chiar ai, tu chiar ți-ai îndeplinit visul acela de a fi, de a deveni un baletin adevărat. Păi eu am început la 4 ani, dar este o istorie în spate. Părinții mei l-au dus pe fratele meu, eu am un frate mai mare. Și ca să zic așa, oarecum, mama a făcut balet, deși nu a ajuns balerină. Tata a avut treabă un pic cu cântatul, deci ei au avut un pic de treabă amândoi cu arta, ca să zic așa. Și ei au spus că na, copiilor trebuie să încerce orice, artă, sport, așa. L-au dus pe fratele meu, dar nu prea le-a ieșit, ca să zic așa. Înainte era... Da. Și la balet, și la muzică, și la fotbal, dar nu prea le-a ieșit cu nimic la el, ca să zic așa, că nu i-a plăcut. Da, nu a fost. Înainte, la școala populară de artă, nu primeau copii decât de la 5 ani. Adică, na, tocmai în ideea să meargă la grădiniță, să fie un pic mai, să te înțeleg. Și l-au dus pe el. Și se plătea anul înainte, că așa era criteriul, plăteai un an. Acum, el a văzut, na, despre ce-i vorba. Eu fi mai mică, mama mă lua, evident, să-l luăm de la ore, să mă mai lăsa și pe mine profesoara să privesc. Și nu pot să spun exact ce-i drept. Pentru el, când îl luau de la ore, era un fel de mită, ca să vină și săptămâna următoare, ne ducea mama la cofetărie. Eu nu știu dacă mi-a plăcut mai mult și cofetăria și totul așa pe ansamblu sau neapărat baletul. Cert e, când s-a terminat toată distracția, i-am spus mamei că vreau eu. Nu știu motivul care, ce mi-a plăcut mai mult. Și nu prea primeau la 4 ani. Dar doamna de balet i-a spus, dacă nu plânge, dacă stă, dacă... Evident, cunoscând-o pe mama de la... Deci o primesc și așa. Și se pare că n-am plâns și m-a primit. În Craiova? Da, da, cu doamna Mitu, Ana Mitu am făcut. Atunci jumai dânsa era, la școala populară de arte aveam un profesor, atât. Și la 9 ani, de fapt de când m-a văzut din prima zi, a spus mamei că dacă sunt așa serioasă, mă trimite la școală la București. Acum nu știu ce-o fi văzut, ce n-a văzut. Cert e, când s-au făcut cei 9 ani, m-a trimis la școală la București și așa am ajuns eu să termin un liceu acolo, și să mă angajez. La eu doar. Părinții nu. Nu cred. Tu singurii că da, am stat la cămin, da. Ba da. Păi da, de ce? Cu cât e mai mic, cu atât nu-ți dai seama, știi, le iei așa frumoase. Erau frumoase la pachet, bine, era frumos. Era nu foarte frumos. Nu ți-a părut așa greu sau, eu știu, nu. Un abandon, vreo... Ne. Nici de cum. Pentru nu. Un copil totuși de 9 ani. Nu, că m-au dus la cămin, mi-a aranjat mama frumos acolo dulăpiorul, patul. Și la un moment dat, ei săraci, nu știu cum, na, că venea momentul să pleci. Și eu mi-am dat seama așa că na, le era și greu și le-am spus eu, voi nu mai plecați, că cineva trebuia să rupă așa. Da, eu i-am gonit acasă, i-am spus să se ducă, că nu, n-am nicio treabă. Deci aici trebuie să ne povestim un pic mai mult, cum tu la 9 ani la școală, te duceai singurică? Da, școala și căminul erau în aceeași curte, de fapt sunt și acum în aceeași curte, numai că între timp... Colile s-au separat, că erau împreună cu liceul de muzică din Ulipati. Deci tu nu aveai așa un traseu foarte complicat? Nu. Ajungi sau să... Nu, făceam 2 pași din curte la școală. Și atât, adică da. Și... Da. Da, era drăguț. Și cum era acolo? Făceați... Zilnic 2 ore de balet. Alea le faci zilnic la liceu acolo. Și plus orele de... Da, deși... Pare ușor să știi, acum realizez la vârsta asta, că era foarte greu. Pentru că noi aveam examen eliminatorul la balet în fiecare an. Și este și la ora actuală. Dacă nu e examen, nu pleci. Adică nu mai dai în toamnă. Nu mai ai cale de întoarcere.
Și tot timpul ne stresau că trebuia să învățăm foarte bine la școală. Erau și un pic mai elitiști așa, pentru că mentalitatea ei, faci balet, școala nu. Și tot timpul ne scoteau ochii. Trebuie să vă duceți într-o școală normală, să fiți cel puțin de mijloc. Să nu ne faceți de râs liceul. Da, cam așa era. Dar am și avut profesor foarte bun, să știi. La matematică aveam, pe vremea respectivă, un profesor care făcea culegerile, adică chiar profesor foarte bun. Și nu știu, ne structura ora pentru noi. Că, evident, având ore de balet zilnic, nu aveam 5-6 ore de matematică, dar programa era aceeași, ca la o școală normală. Și el, în 3 ore, trebuia să ne bage cele 5-6 ore. Și tu făceai temele singură? Da. Singură. Aveam o pedagogă. La cămin aveam pedagogă, care ne aduna pe toți așa într-o sală mare. De after school? Un fel de. Și nu plecai de acolo până când nu... Adică treceai prin fața doamnei pedagoge să spui poezia, să-ți verifice temele. Adică nu era așa oricum. Televizor nu aveam decât vineri seara, voie să ne uităm la el, în acea sală mare. Vineri și sâmbătă. Că rest nu. Dar ne făcea. Adică, nu știu, se ocupa foarte mult pedagoga. De sărbători făceam tot felul de petreceri, cum e acum, în cantină, ne făceau povești cu Albă ca Zăpada, eram și noi și CD la muzică. Era un întreg spectacol, așa, muzică, dans, o serbare așa frumoasă, noi între noi. Ne învățau fiecare să facă cadouri unul altuia, foarte frumos. Era frumos. Acum nu prea mai sunt. Da, nu prea mai sunt și ceea ce îmi povestești mi se pare din altă lume. Da, chiar era frumos. Adică, oricum, nu prea mai auzit poveștii să plece de la noua și decât, eu știu, probabil părinții noștri și așa, dar nici măcar, poate, dar... Da. Și de ce povestești tu acum, pare foarte frumos. Chiar era, eram în cameră 6, erau camere de 6 copii, stăteam 6 fete într-o cameră. Da, nu eram mai mari, că ne primeau din clasa 4-a, dar cei de la Lipati săraci erau copii de clasa 1-a, dintre 1-a stăteau. Practic, îți dai seama, ne creșteam așa unii pe alții. Da, da. La Lipati, la muzică, veneau copii din clasa 1-a, stăteau în cămin. Că nu erau toți din București. Normal, da, așa e. Și în timpul liber ce făceați? Voi terminați orele, temele? Ce? Ne jucam. Erați toți acolo lucrași da, deja. Da, da. Păi când ieșeam în curtea școlii, că na, aia era și curtea școlii, curtea căminului. Păi se umplea așa toată, că îți dai seama, dacă eram, nu știu, doar palierul de fete de balet. Eram 10-15 camere, a câte 6 copii, îți dai seama, 6 sau 8, că erau și camere mai mari decât 8. Deci era plin acolo, deci eram mulți, mulți. Iarna era așa frumos. Făceam de și era așa. Erați așa năzbutiva, erați năzbutiuși sau erați... Să știi că eram foarte cuminți și disciplinați. Păi era teamă? Nu, nu, pur și simplu, așa eram. Adică nu mi-aduc să ne certe pedagoga sau... Din contră, știi? Era una și era mama la toți, adică ceva de genul. Și noi restul, pe timp ce creșteam, aveam grijă de ea mai mici, știi? Adică îi ajutam la teme, le mai explicam. Ai realizat foarte repede, din toate punctele de vedere. Da, și e mai bine. Sincer, eu mulțumesc părinților mei că au făcut lucrul ăsta. Deci, uite, serios, da. Da. De exemplu, și pe fata mea tot acolo am acum. Da? Da. E... Tot la București. În ce clasă e? E a noua acum. Dar am dus-o dintre a cincea, că între timp îi primesc doar dintre a cincea. Și ea stă singură pe acolo, tot dintre a cincea. Și îi place, îți urmează... Păi ea a vrut că, na, noi amândoi balerine am avut așa un pic... Ajungem și la soțul tău, că sunteți o familie de artiști, veniți dintr-o familie de artiști, așa moștenire și acum da. Mai departe. Ai terminat liceul acolo? Adică ai urmat după școala generală, imediat da. Liceul? Și după m-am angajat la operetă. După din București. Da. Că după ce terminam liceul, dăm examen. Că nu te angajezi așa oricum. Nu. La noi nu merge cu oricum. Noi avem examene toată viața. Nu. De când intrăm în școală până terminăm, tot examene. Și care ia, ia. Care nu, ia, nu, ia. Că de exemplu, din când am început clasa 4-a, am fost două clase, 50 de copii. Că nu erau mai mari de 25. Și am terminat clasa 12-a, 18.
Între timp, nu au renunțat, că nu exista renunțatul atunci. Atunci era doar... Am înțeles. Nu, la examen. Da. Ok. Adică, na. Dar toți, să știi, adică cei care, păi mai știu așa, mai apropiați de generație, au ajuns foarte bine. Adică, na, sunt unii dintre ei tot profesori, dar nu... Adică au învățat bine și cartea asta, vreau să spun. De aia spune, mai există mitul, există un mit și realitate. Greutatea baletinei contează mult. Acum, nu ne ducem în extreme, nici, dar are o importanță majoră, exact kilograme, dietă și așa? Are, dar dietă nu prea. Adică, nu știu, eu l-am ținut niciodată regim. Ești norocoasă? Nu e de noroc. Dacă muncești cât trebuie, nu prea se pune. Că na. De la an la an, de exemplu, 2 ore le faci zilnic de balet. Dar cu cât creșteai în vârstă, ți se mai adăugau, că nu faci doar balet. Adică noi am făcut și dansuri populare, și dans contemporan, tot ce ține de partea de dans. Și automat sunt ore în plus. Adică terminai cam târziu, ori un efort așa, să faci cam zilnic între 6 ore de dans, nu prea e cum să te îngrași așa, că... Nu. Deci ăsta este doar un mit, sau mă rog, oricum te ține în formă acest stil... Dacă faci cum trebuie, nu prea ai șanse să te îngrași. Acum, na, depinde și de genetica fiecăruia. E foarte importantă genetica, să știi. Și pentru înălțime, că de exemplu, atunci nu era atât, dar acum se ține cont. Generațiile de copii fiind mai înalți, automat contează să fie mai înaltă, că are probleme după aceea și la angajare. E un criteriu și asta? Păi e un criteriu, pentru că dacă te duci într-un teatru unde majoritatea, de exemplu, au peste 1,70 și te duci tu de 1,50, s-ar da, putea să... Dacă de 1,50, cu siguranță poți fi poate un pic mai... Nimeni când se angajează într-un teatru nu te angajezi solist. Solist devii după aceea. Deci într-un teatru primul lucru faci ansamblu. Ori ansamblu e regulă. Pe acolo. Adică un 5 cm nu se vede, dar deja de la 10 în sus să cam vede așa diferența pe scenă. Că nu. Deci ai reușit să treci aceste criterii și ai ajuns la operetă în București. La operetă am fost. Operetă. Și? Perioada. Foarte frumoasă. Am stat o perioadă acolo, după care am plecat o perioadă prin Spania, după care... Da. Am fost și pe acolo. Am zis așa să ne... Tu împreună cu soțul tău? Da. V-ați cunoscut... La operetă. La un spectacol? Lucrați împreună la un spectacol? Măi, nu! Colega mea de cameră și de aici din Creva, care am plecat împreună așa, eu eram în clasa 4-a, ea într-a 5-a, care am plecat împreună de la doamna Mitu la București la școală, ea era în companie cu el. Eu eram cu Bacu, eu eram, terminam, aveam 18 ani, dar terminam școala, atunci eram cu Bacu. Și m-am dus să o caut pe Ana, Ana o chema și o cheamă. Și ea era în compania Contemp, care era în cadrul operetei, condusă de Adina Cezar. Și ea era angajată acolo deja, fiind mai mare cu un an decât mine, deja era adunat. Și acolo ne-am cunoscut. Am rămas cunoscuți. Și de atunci? Da. Atunci ați rămas împreună? Da. Și lucrați împreună? Voi și lucrați împreună? Sunteți... De dansant n-am dansat niciodată împreună. Decât la nuntă. Ba da. E cel mai bine să nu amesteci. Wow! Da, pentru că... Pentru că eu vă vedeam împreună și nu dincolo de viața personală, pe nu. Scenă, adică pe... Nu, e cel mai bine să nu le amesteci, pentru că la un moment dat nu se poate. Ori tu ai fost de bine, ori el a fost de bine, ori tu n-ai călcat bine, ori el nu te-a ridicat bine și e cel mai bine să nu le amesteci, fiecare cu treaba lui, că nu, să nu... Acasă e acasă, scena e scena, nu le amestecăm. Și ați revenit în Craiova, voi? Da. L-ai luat și pe el aici? Sau el? Mai el a venit pentru că între timp în Spania am avut-o pe Ana, fetița noastră, și trebuia să vină și el aici, nu știu. Da. Între timp a apărut așa un copil și
Și datorită Anei am venit în Craiova, vă spun sincer. Altfel, nu știu dacă eram prin Craiova. Să te ajute părinții să fie... Da. Da, pentru că era foarte greu în Spania pentru o oră, că nu aveam cu cine să lăsăm copilul. Ori nu prea am fost de acord așa, chem o bună și pe oricine, că... Da. E riscant. Și am zis, hai frumușel acasă, că nu puteam să stăm. Adică primii doi ani ai Anei au fost mai mult în avion. Băi, cam așa a fost, că o lua mama un pic pe aici, venea mama un pic pe acolo și tot așa. Da, și până când am zis stop, că nu putem să o ținem așa. Nici ea, nici mama, nici noi, ba, veneam noi, mă rog. Adică tu îți făceai meseria... Da, dansam și acum, era greu. Și atunci am zis să venim aici. Cei de la operetă mă așteptau, dar am zis că o luăm de la capăt și acolo. Adică tot același lucru era că nu aveam cine să mă ajute cu ea. Și atunci am ales și să rămânem în Craiova. Secundă alegerea ta, că nu ai rămas, nu știu, sau că te-ai întors cumva aici? Profesional, sau... regret. Personal, nu. Foarte sincer, da, așa e. Asta e. Pui în balanță. Da, bine, am copilașii care, până la urmă, știi, copilașii de aici, te trezesc așa, că e cu totul altceva. Da, ei sunt foarte bucuroși lucrând cu tine. Spune-mi, care, nu știu, ai o fantezie așa, o dorință de-a ta? Mă refer la partea profesională, o dorință foarte ascunsă, poate, sau... Da, mi-aș dori ca și Craiova, în general, să fie un pic mai deschisă la cultură. La genul ăsta de cultură. Mm-hmm. Nu știu, poate... E strict părerea mea personală, da? Trebuie să ne ridicăm un pic mai mult, cred. Adică, nu știu. E greu, e peste tot greu. Vorbesc de balet acum. E o perioadă dificilă peste tot în lume, dar... ar trebui un pic așa, să mai mișcăm. Cred că ar fi nevoie să se întâmple și la Craiova, nu știu, să se dezvolte mai mult pe partea educațională, vorbesc, zona asta de balet, de dans. Da, eu cred că trebuie foarte mult lucrat, nu neapărat, copiii fac balet. În Craiova sunt foarte multe centre de balet, unde se face balet. Dar cred că trebuie lăsați, ca să zic așa, adică și îndemnați să fac o școală în domeniu. Pentru că dacă nu îndemn, eu știu că e greu pentru părinte. Că îndemnatul ăsta înseamnă să-l trimiți de la clasa 5-a. E ideal, de la clasa 5-a, pentru că... Dar copilului nu-i faci un rău. Cu cât e mai mic, cu atât el ia totul ca pe o aventură și se integrează mai repede. Cu cât e mai mare, e mai greu. Și e mai greu și profesional. Adică, de exemplu, dacă tu nu-l trimiți din clasa 5-a, la balet, la școală, la București, la Cluj, că sunt școli în România destule. E mai greu mai târziu și profesional, pentru că trebuie să țină pasul și una e un copil care vine la privat de două ori, de trei ori pe săptămână. Dar e greu pentru că ei învață aici la școală, de exemplu, am eleve mari care învață până la 7 seara. La 7 îmi vin mie în sală. Adică nu pot să compar programul ei și chiar dacă aș chema-o zilnic. Nu ar face un progres atât de mare cu programul unui copil la liceu de coreografie. De exemplu, eu dau exemplu cu am pe fetița mea. Ea are 2 ore zilnic de balet, dar le are dimineața. Adică ei orele le fac toate dimineața. Ea până în ora 4-5, ea își termină programul. Adică e altceva. Ei nu au ore după amiază decât de specialitate, adică dacă mai fac balet, mai sunt chemați la o operă sau ceva. Da, uite, acum fiind fetița ta în București, nu v-ați gândit niciodată să vă reîntoarceți cumva? Fiind deja ea acolo și poate chiar va vrea să rămână mai departe? Să știi că oferte am tot avut. Da, nu știu, poate că și mama a obișnuit aici că e mai liniște așa ca oraș. Adică, na, cum e, de la o vârstă mai caut și liniștea, nu doar agitația așa.
Dar, da, profesional sunt mult mai mari deschiderile și mult mai ok. Am colege care tot așa au școli de balet, adică, dar nu știu, nu m-am gândit. Și într-un fel nici n-aș vrea, vă spun sincer, pentru că aș vrea să fie ea singură cu mine. Așa cum ai fi da. Și tu. Da, pentru că ești e... Ești atipică, eu să știi că foarte puțin, dar îi număr pe degete părinții, care zilele noastre spun aceste lucruri, că o las singură, să se descurce singură, că e mai bine așa și nu am auzit. În ultima vreme îți recunosc, majoritatea sunt, inclusiv eu, având o pe cea mică, mă tot gândesc cum să-i fac să-i fie bine. Dar este o gândire foarte sănătoasă. Da, să știi că îi faci mai mult bine lăsând-o singură. Da, decât ținându-l de multe ori, dacă îl ții prea aproape și ești prea protector, s-ar putea să nu-i faci bine. Spune-ne puțin de munca ta la acum, la Opera Română din Craiova, pentru că nu prea am vorbit deloc despre asta. Cum e acolo? Cum s-a întâmplat? Eu știu, poate ar mai fi spectacole în care te-ai dori să intri sau... Păi, spectacolele am pe toate. Nu știu dacă e vreunul în care mi-aș dori să intru și n-am intrat. Ca să zic așa, din punct de vedere al spectacolelor, e bine, e bine. Doar că ar mai fi nevoie să fim mai mulți. Strict compartimentul balet, că suntem cam puținei, ca să zic așa. Dar, cum am zis, e un pic și greu, pentru că neavând nicio școală de profil aici, adică vreun liceu, deci nu vorbesc de școli private, te lovești și de reticența un pic, bine, nu neapărat a părinților, pentru că copiii sunt mici, nu poți să iei să te ajute să danseze în teatru, iar când cresc, deja se lasă, că nu mai fac față cu școala, cu... și nu prea mai aleg. Și e mai greu de unde să iei copii sau, na, oameni care să poată să danseze. Foarte greu. A fost vreun spectacol în care ți-ai dorit foarte mult să joci și chiar s-a întâmplat sau invers? L-ai visat foarte mult și poate că încă nu s-a întâmplat? Nu. De regulă cam ce mi-am propus am obținut, nu știu, eu nu prea sunt așa. Adică eu consider că, nu știu, toate lucrurile se întâmplă cu un scop și la momentul care trebuie. Crezi în destin sau în soarta pe care își face fiecare în alegerile pe care le mai puțin din fiecare, să știi, dar cred că la bază stau alegerile așa. Cred că trebuie să fii mai... să știi și să alegi și oarecum să lași lucrurile așa. Adică când trebuie să te implici mai mult sau când trebuie să lași lucrurile să vină de la sine, că ele vin oricum și se aranjează. Da, tu ai un program al tău, inclusiv tu trebuie să ai antrenamente, trebuie să te menții. Da. Ai un program strict așa sau e în funcție de repetiții sau în funcție de ce ai de făcut? Nu, trebuie să faci zilnic. Aia de mic, de când începe, aia e abecedarul pe care trebuie să-l faci tot timpul. Deci inclusiv acum tu ai în fiecare da. Program da. Al tău. Da, ceea ce da trebuie să facă, altfel cum. Mai fel nu te menții, na. Și nu mai ești nici tânăr, așa te trezești din pașii. Mai te doare piși, mai picolo și nu te doare dacă exersezi. Nu mai e aceea. Amândouă fetele tale fac balet? Sau vor să fac? Eu am una. Una singură? Nu am două. Am vorbit, am crezut că ai două. Nu, am una. Ana era colega mea de clasă. A, așa am înțeles eu. Nu. Deci Ana tot a rămas colega ta de clasă. Așa, în amintire. Spune-mi, nu știu, e ceva ce ai schimbat acum uitându-te în spate? La, nu știu, pe partea profesională sau direcția în care mergi sau ceva care... Uite, aia chiar am... ratat-o sau? Da, singurul lucru care mi-a părut dintotdeauna rău a fost că în momentul în care eu am dat la București au venit roșii, deși știu că acum nu sunt prea bine văzut, dar a fost promoția cu Alina Cojocaru, eu am fost colegă cu ea de clasă. Și au venit și ne-au ales pe câțiva, numai că, na, fiind din Craiova, părinții la servici, mai greu să ajungi la București la acea audiție și n-a fost. Poate era un pic altfel, nu știu. Dar n-a schimbat nimic, să știi. Mi-a plăcut.
Și dacă ar fi să fac, aș face același lucru. De aceeași meserie? Aceeași meserie și la fel, poate. Deși, spusă-i, timpurile s-au mai schimbat. Acum nu prea aș mai lasă copiii așa la cămin. La... Sunt foarte puțini. Foarte puțini. Adică, dar nu înțeleg de ce. Toată lumea face balet, dar nu-i lăsăm la școli. Nu prea înțeleg cum merge. Probabil că e vorba de siguranță, de încrederea pe care o au părinții mai departe, că se vor descurca și copiii și la rândul lor și poate instituțiile, cadrele didactice și așa mai departe. Păi da, nu e același lucru. Adică dacă ai copilul aici lângă tine și dacă oricum bântuie toată ziua singur prin mall și pe unde bântuie, tot nu ai controlul asupra lui, nu e același lucru. Să știi că ești specială foarte puțin, dar e un punct de vedere foarte sănătos. E mai controlată decât mine acolo. N-are voie să plece din cămin. Decât dacă mi se dă telefon și dacă eu îi dai voie. Altfel n-are voie. Adică nu las. Spune-mi, cum e să ai un soț în același domeniu, chiar dacă nu lucrați împreună? Cum e să ai în casă, să fie o familie de artiști, de dansatori toți? Măi, să știi că noi în casă privim la dans, dar nu... Așa. Discuțiile de dans, cel puțin la ora actuală, sunt foarte mult pe tema copiilor. Avem câțiva copii care sunt, știi, și la școală, au plecat unii pe la Viena, unii sunt pe la București, în afară de fetița mea. Avem și un băiețel prin Portugalia. Adică sunt mai mult despre copii, la ce concursuri, cum putem să-i ajutăm, cum încercăm să-i facem să... Până la urmă să le placă, că e foarte important să continue cu meseria asta, că e păcat. Ce muzică se ascultă la bunica? De toate. De toate. Mai puțin manelele. Nouă nu ne plac, dar fetița mea mai ascultă și o mai lăsăm așa câteodată, că dacă e la școală ce mai ascultă, mai trimite vreo colegă, vreun coleg, dar nu. Nu, nu știe foarte clar. Ce place să faceți în timpul liber? În general, să știi că acum, la ora actuală, ne ducem foarte mult pe la aia, pe la București. Sunt așa mai mult drumurile, ca să zic așa. Nu. Când pachetele, te văd cu oalele de mâncare? Nu. 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 Deși ea nu prea mănâncă la cantină, avem și cantină, are cantină acolo, dar nu. No, de ce? S-au deschis atâtea, sunt atâtea lucruri, e mega imas, sunt atâtea magazine, nu vreau să fac reclamă, dar sunt atâtea. Păi găsește ce să mănânce, e destul de mare, adică la 15 ani cred că știe ce vrea să mănânce și ce îi place și ce nu. Ce te determină să trimiți un copil la un concurs? Ce vezi la el? Sau doar antrenamentul, în urma antrenamentelor, ți-ai dat seama că e? Sau vezi tu ceva ce... Nu, îl văd potențialul și care ar vrea și care și să știe că îi stimulează un pic. Adică vreau să vadă și altceva, să vadă și alți copii, să vadă determinarea, pentru că e diferență, să știi, între copiii noștri, deși sunt foarte muncitori și foarte buni, să știi, peste tot în lume sunt români. Deși nu se știe, dar să știi că sunt. Și în America și peste tot. Și până când și la... Să nu mai spunem că... Așa, peste tot în lume sunt. Și anul ăsta o să mai plece câțiva copii din România la cele mai bune școli de balet. Nu se știe. Nu sunt promovați, poate, uite, asta ar lipsi. Da, pe asta spun. A ceea ce înseamnă cu adevărat balet. Da. Nu acea... Da, și e păcat să știi că e multă muncă, adică sunt oarecum ca și olimpici. Uite, a venit și soțul. Uai, da. Noi am terminat emisiunea astăzi, am apucat așa să aflăm câte puțin despre tine, măcar să ne dăm seama ce potențial și ce s-a întâmplat și câtă muncă a fost în spatele a tot ceea ce faci tu astăzi. Și de aici vine și iubirea, energia frumoasă pe care le dai copiilor și dragostea care le porți și ei la rândul lor vin cu drag la cursurile tale. În spectacolele de la operă nu mai vorbim pentru că sunt foarte frumoase și chiar ar trebui să mergem mai des să le vedem și să promovăm mai mult acest stil de dans. Asta cred că ar fi un punct de plecare. Da, cred că ar ajuta. Totuși. Mi-a făcut plăcere. Și mie. De fiecare dată. Și copiilor le face plăcere să stea cu tine. Cu adulți faci? N-am doar o adultă cu care fac.
A fost o perioadă. Pentru altă viață să mă apuc de balet. Mi-a făcut mare plăcere. Omul sfințește locul și așa s-a întâmplat și aici. Alina Onofrei, balerină, profesionist și un om cu energie minunată, pe care copiii și adulții o iubesc. Puteți să o vedeți la Opera Română din Craiova și să o căutați dacă vreți să vă duceți copilul să învețe acest stil de dans. Vă doresc numai bine și nu uitați să zâmbiți!